Oierii din județul Salaj nu se înghesuie pentru a beneficia de ajutorul de minimis acordat la comercializarea lânii. Până în prezent, doar 12 fermieri s-au înscris în programul prin care pot primi un leu pentru fiecare kilogram de lână vândută. Sute de oieri înscriși în 2018 în programul național prin care sunt încurajați să colecteze lâna oilor au pierdut ajutorul de minimis pentru că nu au depus la timp actele necesare. Ajutorul de minimis pentru susținerea crescătorilor de ovine și de ovine pentru lâna comercializată. Și acest program se va derula și în 2019. În 2018 am avut înscriși în program 982 de crescători, dar au depus actele pentru comercializare lânei un număr de 278 de crescători pentru o cantitate de 532 de tone și au beneficiat de acel leu pe kilogram 532.856. Oficialul Direcției Agricole pune situația pe seama diferenței considerabile dintre valoarea acestui ajutor și a subvenției pe care oierii o primesc de la APIA. Aici la lână e o problemă, deși am umblat după oameni, s-au înscris în program, dar puțini au depus actele pentru a beneficia de acel leu pe kilogramul de lână. Nu e o sumă mare, dar dacă ne gândim că orice leu e bine venit pentru producătorul agricol și faptul că de la oaie cel puțin 2,5 kg, 3, se poate obține producția de lână în condițiile în care oile sunt întreținute într-o stare fiziologică bună. Probabil mai atractiv pentru acești crescători de ovine este acela de a obține subvenția de la APIA, acel sprijin cuplat, ajutor național tranzitoriu. În funcție de calitatea lânii, crescătorul poate obține la comercializare până la 3 lei pe kilogram, însă acest lucru presupune ca fermierul să-și îngrijească animalele. Am văzut multe documente care s-au depus, acele carnete de carnete de comercializare care fac dovada valorificării lânei, prețurile cu care s-a vândut lâna au variat de la 50 de bani și până la 3 lei. Deci au fost fermieri care au vândut cu 3 lei. Nu mi-a venit să cred. Deci cu 3 lei lână, în condițiile în care te ocupi de oi, să aibă o întreținere fiziologică bună și modul cum clasifici lână. Fiindcă și la oaie, deci când pundem oaie, trebuie clasificată pe 3 categorii lână. Deci cea de la picioare, coadă, capă, separat, deci să aibă calitate. Fiindcă nici intermediarul sau cel care cumpără lână nu poate să cumpere orice calitate. Dar e foarte ușor să lasă oaia să pască pe pășune. Pășunea le-a zis și nevastă cum sunt de întreținute, cu tot felul de scaieți. Am văzut oi care nu știu dacă aveau o pată în care să nu fie băgați acești scaieți. Și normal că nu poți o valori fiși la un preț mai bun. Pentru anul în curs, oierii interesați să primească ajutorul de minimis se pot înscrie la Direcția Agricolă până în 28 martie, producția de lână putând fi valorificată între 29 martie și 30 septembrie, către un centru de colectare ori o unitate de procesare, direct sau printr-un intermediar care are contract de livrare. Solicitanții înregistrați în Registrul Unic vor trebui să depună documentele justificative care atestă comercializarea lânii cel târziu în 1 noiembrie. Ajutorul de minimis este de 1 leu pe kilogram. Până în prezent s-au înscris 12 oieri sălăjeni cu o cantitate estimată de circa 7 tone de lână.